Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod. Un lucru este cert, românii și mâncarea bună și sățioasă sunt de nedespărțiți. Ei nu se despart de mâncare, nici măcar în ceruri, când călătoresc cu avionul, mai ales dacă au un bilet care le oferă posibilitatea să deguste și să ceară tot felul de alimente, chiar și fără limită. Însă mulți se plâng de gustul alimentelor din avion, mai ales că foarte multe companii aeriene își fac reclamă spunând că pun în fața clienților cele mai bune alimente, au cei mai buni bucătari, care pregătesc mâncarea la standarde care corespund cel puțin cerințelor unui hotel de 5 stele. Însă, totuși, majoritatea clienților după terminarea cursei nu au o părere atât de bună despre mâncare și o cataloguează ca fiind, cel mult, mediocră. Pentru că germanii s-au săturat de acest fenomen, au comandat un studiu care să răspunde la întrebarea de ce un meniu cu aceleași componente consumat la sol este catalogat ca fiind excepțional, iar când este servit în avion în timpul zborului, devine mediocru. Răspunsul a venit de la Institutul Vanhover, care a constatat că în timpul zborului o persoană pierde aproape 30% din capacitatea papilelor gustative datorită aerului uscat din avion și altitudinii cu o presiune a aerului scăzută iar pe lângă acestea se mai adaugă și umiditatea scăzută din aer, care reduce capacitatea noastră de a simți mirosurile. Așa că, data viitoare, dacă mâncarea nu vi se pare atât de bună în avion, să știți că probabil e la papilele voastre gustative și nu în bucătărie sau în componentele alimentelor. Voi ați mâncat vreodată în avion? Și cum vi s-a părut mâncarea? Aștept părerile voastre în comentarii. Nu uitați să vă abonați! și să sprijiniți canalul cu un like. Toate cele bune până la următorul clip.